sunt Sonia Teodoriu și vă sunt ghidul alegerilor americane la Europa FM. Doar câteva zile ne mai despart de scrutinul cu impact global și profităm de acest răgaz să vorbim despre ce e mai special în cursa pentru Casa Albă. De 200 și mai bine de ani, americanii votează în prima zi de marți a lunii noiembrie, anul acesta pe 3 noiembrie. Dar votul prin corespondență a început de câteva săptămâni și ar putea juca un rol decisiv, dată fiind pandemia. Lupta se dă între republicanul Donald Trump și democratul Joe Biden, vicepreședinte în vremea lui Barack Obama. Cum Donald Trump este deja președinte și candidează pentru un al doilea mandat, alegerile de anul acesta sunt privite ca un vot de încredere după 4 ani la Casa Albă. Rar s-a întâmplat ca un președinte să nu fie reales. Ultima oară, George Bush seniorul rata realegerea acum aproape 30 de ani. Dar alegerile de anul acesta au loc într-un context extraordinar, prin urmare și rezultatul ar putea fi la fel.